Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Ești pregătită? Nu o să te mint, este probabil cea mai provocatoare săptămână a sezonului, dar asta nu înseamnă că trebuie să te închizi în casă. Desigur că nu, când astrologii spun nu face asta acum, nu lua nicio decizie pe eclipsă, nu semna contracte atunci când Mercurul este retrograd, nu te lupta cu soțul atunci când Mercur se ciondănește cu Marte, etc., deci lipsește punctul. Exact atunci când avem eclipse, opoziții și retrogradări, trebuie să facem lucruri. Aceasta este adevărata provocare a aspectelor, de a face lucruri, nu de a nu face lucruri. O eclipsă, o opoziție sau o coadratură este un moment de acțiune prin definiție. Poți să aștepți o viață și să-ți urmărești tranzitul Soarelui și vei observa că nu se întâmplă nimic, pentru că lucrurile se întâmplă atunci când avem aspecte tensionate. Dar gata cu teoria. Hai să vedem cum stăm cu practica. Ce facem? În această săptămână ar trebui să încetinești și prin urmare să aderi la un stil de viață sobru. În caz contrar, riști să-ți provoci probleme de sănătate. Și nu fi nervoasă în zadar, te vei alege cu o oboseală rapidă și probleme cu somnul. 16 iulie, în calendarul popular, încep cricovii de vară. Pe 19, în Roma Antică, începea lucarea, un festival în memoria capturării Romei de către galoni și înfrângerea ulterioară a armatei galilor. Nu este ușor în această perioadă, vei avea acele semne că la locul de muncă nu merge bine, Șefii pot fi în mod special nepoliticoși, colegii refuză să te susțină și atmosfera este încălzită la limită. Pentru a reduce gradul de tensiune, amintește-ți că dunga neagră se va termina curând. Privind în ansamblu, săptămâna aceasta merită o corectare consecventă a greșelilor din trecut. Să nu-ți pare rău pentru tine dacă, într-un moment, te simți foarte obosită. Asta este o minune pe care o vei uita în curând. Mai mult decât atât, rezultatul muncii tale dure va fi o creștere notabilă în carieră. Merită doar câteva zile să rămâi la lucru puțin mai mult peste program. Atâta timp cât lupți să cucerești Olimpiada în carieră, nu ai aproape nici timp și nici energie pentru viața personală. Ia-o ușor pentru că va veni o perioadă mai strălucitoare. Iar acum, hai să vedem la ce sunt predispuse minunatele semne ale zodiacului. BERBEC această săptămână poate părea nesfârșit de lungă pentru tine. Poți întâmpina dificultăți în găsirea unor colegi normal de lucru sau a unei persoane decente pentru compania ta. Nu este prevăzută nicio mizere între pereții casei. Un oaspete poate primi de la tine un bun venit. Sosirea acestuia poate să nu fie foarte fericită. Poate că vorbim despre o rudă neîngrijită care vrea să rămână timp nedefinit. O adevărată ieșire poate fi în viața ta personală. Dacă ai un partener stabil, poți dori să fii capabilă să revizuiești vechea pasiune sau să ajungi la un acord cu privire la o serie de probleme importante vei dori să creezi un nou program de odihnă și de muncă. Ai o mulțime de probleme urgente și este foarte, foarte dificil pentru tine să fii ruptă între familie și muncă. Cu toate acestea, resursele tale interne vor fi pregătite pentru acest lucru. Desigur, vei dori să fii productivă și în gestionarea propriilor resurse energetice și de timp liber. Este foarte important pentru tine să acorzi atenție situației financiare, să înveți să câștigi bine și să cheltui cu înțelepciune. De exemplu, poți cumpăra un lucru de utilizare îndelungată. După apare o înaltă probabilitate de negocieri și afaceri de succes. Cu toate acestea, ai grijă în problemele monetare, îți pot supraestima puterea. Luni și miercuri ar trebui evitate cheltuielile. Mai aproape de weekend vei avea dreptul să respiri puțin mai liber. În acest moment ar trebui să-ți amintești de tine însăți. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Taur În această săptămână nu este recomandat să-ți părăsești vatra pentru o lungă perioadă de timp. Sunt prevăzute situații neplăcute, de exemplu scurgeri de apă de la robinet, țevi sau intrare prin efracție. În problemele profesionale ar trebui să te gândești dinainte la evenimente. Este posibil să existe o ofertă de muncă foarte tentantă asociată cu anumite inconveniențe. Toate îndoielile vor fi rezolvate cu ajutorul Consiliului de Familie sau discutarea problemelor urgente cu părinții. Poate că vei dori să înțelegi rostul și pentru ce există toate în această lume. Vei avea amintiri minunate despre ceea ce ai făcut în trecut, însă vei realiza care moment poate fi cauza unor probleme financiare personale. Vrei să fii forțată să decizi unde să găsești fondurile lipsă? Cineva dintre prietenii apropiați vrea să te ajute în aceste probleme, dar situația din domeniul finanțelor tale nu pare să fie ușoară. Tu decizi dacă dorești să cheltui mai mulți bani pe divertisment sau dorești să-ți pui toți banii într-un cont bancar special. Dacă dorești să sporești atenția asupra ta, cel mai bine este să începi cu o schimbare în garderobă, deci începe să lucrezi la asta cu sârguință chiar de luni tu trebuie să fii sigură pe tine. În acest caz, nu ai nevoie de sprijin extern și ești capabilă să realizezi totul pe cont propriu. Această săptămână de iulie vrea să te solicite să fii mai atentă în probleme financiare. În plus, ai grijă atunci când te ocupi de probleme de afaceri, nu este exclusă înșelăciunea. Încasările de numerar sunt așteptate în weekend. La sfârșit de săptămână există o șansă de a avea o vânzare profitabilă, ceea ce te va ajuta să obții o mulțime de bunuri utile fără a afecta bugetul. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Gemen în această săptămână te poți aștepta la o surpriză neplăcută. Poate că o persoană despre care ai amintiri negative îți va fi amintită prin ea însăși, bârfe, zvonuri sau chiar adresându-se direct prietenilor tăi, sau o persoană care i-ai împrumutat o sumă de bani refuză returnarea imediată a acestei datorii. Toate cele pozitive și zilele următoare se vor concentra în chestiuni intangibile. Poți fi destul de norocoasă să găsești un nou prieten, poți să începi o nouă relație romantică, poți să te împaci cu un partener, un tovarăș de viață. Merite să asculți sfatul persoanelor ce mai des. Cu toate acestea, vei dori să-ți petrece această săptămână în lumea viselor și a fanteziei tale. Vrei să fii tu însăți în viața ta, dar acesta nu este timpul pentru asta. Acum ar trebui să fii puțin mai agresivă, mai realistă. Pentru a restabili ordinea în cariera ta vei cheltui cel puțin câteva zile, dar rezultatul acestor lucrări te va face foarte fericită. Cu toate acestea, ai tendința să revii la construirea castelelor tale în aer. Vrei să le încerci, dar pentru moment nu vei reuși. Fi încrezătoare în abilitățile tale și activă în acțiune, chiar dacă în această săptămână această atitudine nu va îmbunătăți situația ta financiară în niciun fel. Depinde de mulți factori acum. Speranțele pentru creșterea carierei și a câștigurilor cresc, dar cel mai probabil nu se vor împlini. Vrei să dai vina pe propriile tale greșeli, dar și pe trigile oamenilor invidioși? Acum trebuie să fii calmă, să acționezi ferm și cu prudență, până când vei traversa coridorul de vară al eclipselor. Pe astrograma ta este înscris că pe 20 și 21 iulie nu ar trebui să faci oferte și achiziții serioase. Poți conta însă pe ajutorul prietenelor sau al rudelor. Nu se poate exclude faptul că, la sfârșit de săptămână, problema cumpărăturii unei proprietăți familiale poate să apară pe primul plan. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. RAC în această săptămână nu ești amenințată cu probleme deosebit de mari. Singura dezamăgire pentru tine poate să fie un eveniment care se întâmplă la locul de muncă. Cu toate că poți primi recunoașterea meritelor tale profesionale, nu vei primi o întâlnire pentru o poziție pe care ai visat-o de mult timp, deoarece va fi deținută de un protejat al unei persoane autoritare. Vei uita rapid această de înțelegere tristă, deoarece poți fi complet devorată de evenimentele care se desfășoară pe frontul personal. În această săptămână vei câștiga bani buni, demonstrându-ți talentele într-o echipă de lucru sau în sectorul serviciilor. În rest, cu plăcere vei petrece o oră în compania pasiunii tale, eliberând în mod mental recunoașterea față de soartă că ai această cunoaștere umitoare poți fi îndreptată către nevoile familiei. Orice excursii, comunicarea cu oameni de toate vârstele și achiziționarea de accesorii pentru hobby-ul preferat sunt benevenite. Dacă dorești să începi romanul de dragoste în această săptămână, nu ar trebui să ai încredere în noul covor roșu. Poate fi de mâna a doua. Ai capacitatea de a-ți face preten dintre oamenii de pe stradă. Evite sinceritatea cu oameni necunoscuți, mai ales atunci când vorbim despre bani. Ascultă vocea ta internă în chestiuni legate de finanțe și imobiliare. Săptămâna este potrivită pentru achiziționarea de vehicule personale, pentru începerea unei călătorii turistice sau a unei reparații. Îmbogățește-ți dieta cu alimente pe bază de plante. Aștepți sprijinul celor dragi, Rude sau prieteni, nu este cazul. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Leu, pentru tine, săptămâna aceasta cel mai probabil va fi să fie alcătuită de numeroase surprize plăcute. Poți spera că problema ocupării unui loc de muncă sau acea sferei financiare va fi rezolvată rapid și fără mari dificultăți. Ești norocoasă dacă ai alergat îndelung pentru a începe o poveste serioasă? Există o șansă ca o persoană atractivă, creată literalmente pentru a trăi în căsătorie cu tine, să apară în fața ochilor tăi? Dacă ai o familie, nu ar trebui să ceri și să susții în mod constant credibilitatea ta. Încearcă să devii un pisoi blând și atmosfera dintre pereții cuibului de acasă se va schimba instantaneu spre bine. Poate că în această săptămână dorești să rezolvi rapid problemele legate de domeniul financiar, pentru că ai de gând să faci niște achiziții mari. Dar, în ultima clipă, te vei confrunta cu o cheltuială foarte mare, provocată de probleme familiale. Vei sta în cumpână dacă vei acționa în beneficiul membrilor apropiați ai familiei sau pentru visul unei achiziții mult așteptate. Poate că vei cere un împrumut de la una dintre cunoștințele tale bogate, imediat după care devii fericită proprietarea unui element prețios. Vrei să-ți ridici atitudinea emoțională, dar gândul la datorii nu-ți dă liniște. Tu ești într-o formă excelentă și, prin urmare, chiar și problemele minore de sănătate vor trece rapid, în ciuda faptului că ești în măsură să te îngrijești în mod rezonabil de sănătatea celorlalți. Te poți simți mai rău din cauza unei diete dezechilibrate. Ai grijă de dinți și mănâncă alimente bogate în calciu. Dar nu merge la dentist luni, alege o altă zi. Weekendul îți este recomandat să-l petreci fără băuturi alcoolice. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Fecioara. Este posibil ca în această săptămână să auzi acuzații de eșec profesional sau de lipsă de carismă personală. Înainte de a reacționa negativ la comentarii, ar trebui să te gândești la asta. Poate că există o sămânță de adevăr rațional în aceste cuvinte. Toți aceia care se confruntă cu imperfecțiunile tale, chiar acum vor avea dreptate. În această săptămână poți spera pentru un rezultat reușit într-un litigiu, precum și în probleme legate de sfera antreprenoriatului poți face achiziții, dar nu și credit. În general, domeniul finanțelor cel mai probabil nu-ți va cauza prea multe îngrijorări bunăstarea vrea să fie satisfăcătoare. În sufletul tău vrei să petreci această săptămână surprinzător de romantic. Ai și de ce? În viața ta, dintr-o dată, poate să apară o persoană pentru care ai avut în trecut o mare simpatie. Este posibil să dorești să te revezi cu el rezolvând unele probleme oficiale. Vei înțelege că, în decursul anelor de separare, pasiunea voastră nu a trecut, ci a devenit mai puternică. Deci, pasiunea ta dorește vrește să arate un mare interes pentru persoana ta și vrei să începi în curând. În timp ce relația voastră va fi dificil de numit un roman cu drepturi de pline, va fi o pasiune care poate crește în orice moment, în ceva mai mult. În această săptămână poți conta pe o sănătate în general bună. Reține că trebuie evitată supraîncălzirea și abuzul de alcool și că trebuie să ai grijă de ficat. Trebuie să fii deosebit de atentă cu încărcăturile articulațiilor șoldului și ale zonei lombosacrale. Nu sunt excluse leziuni. Vizitează un terapeut de masaj sau unul specializat în acupunctură. Luni și marți ai grijă pe drum, dar și atunci când lucrezi cu orice tip de tehnică, inclusiv în bucătărie. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Balanța. Intrarea în coridorul de vară al eclipselor îți poate genera o săptămână dificilă excesul fizic și psihoemoțional, pierderea puterii, pierderea vigilenței, astfel de condiții pot să te bântuiască aproape în fiecare zi. Pentru o eroare minoră poți fi acuzată de un neprofesionalism extrem. Pentru o serie de circunstanțe deprimante vei eșua complet un proiect important, iar acest moment va provoca furie extraordinară din partea conducerii. Șeful îți va cere în cele din urmă să începi calificarea cât mai curând posibil. Poți reveni la banca elevului, dar acest lucru nu te va indispune. Cu toate acestea, nu ar trebui să fii deloc predispuse la apatia. În plus, din cauza regimului alimentar și al lipsei exercițiilor adecvate, vrei să începi să-ți controlezi corpul și de aici până la răniri nu este decât un pas. În această săptămână nu este de dorit să-ți asumi responsabilitatea pentru nimeni. Cel mai probabil, aceste eforturi vor fi prea extenuante. Dacă ești acea norocoasă care acum merge în vacanță, ți se recomandă să studiezi cu atenție traseul călătoriei care urmează, astfel încât să nu înceteze să-ți dea impresii pozitive. Mai bine refuze să mergi acolo unde ai fost de mai multe ori. Dacă este cazul, discuția de viziunii proprietății cu un fost partener se va încheia cu succes. Dacă uniunea ta poate fi încă salvată, ar trebui să te gândești imediat la modul de evitare a amenințării cu divorțul. Starea ta de spirit va fi la cel mai de jos nivel. Numai a doua jumătate, precum și un cuplu de prieteni adevărați, vor fi capabili să-ți redea cel puțin parțial gustul vieții. Nu neglija efortul fizic în aerul proaspăt te va ajuta să faci fața insomniei. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Scorpion, poți fi surprinsă în această săptămână că nu ești deloc enervantă. Este posibil ca toate aspectele să fie puse în mișcare și tot ceea ce rămâne nu este nimic de controlat, astfel încât aceste evenimente nu te îndepărtează de o anumită traiectorie. În această săptămână vei dori să oferi o mulțime de dragoste și tandrețe. Partenerul tău trebuie să fie încântat la maxim. Acum, în realitatea ta de zi cu zi, există loc pentru mese frumoase, romantism rafinat și plimbări lungi în noapte. Vrei să rămâi atinsă de această preocupare și, prin urmare, nu vrei să strici atmosfera din cuplul tău cu ciocniri și scandaluri ridicole. Poți fi deranjată de o întrebare dificilă care ai dorit întotdeauna să-ți fie pusă, iar ție ți-a fost frică să întrebi cealaltă jumătate. Nu este recomandabil să începi o nouă relație de dragoste. Are sens să acorzi atenție sistemului digestiv. eliberează ți dieta de alimente bogate în calorii și cu siguranță nesănătoase în favoarea alimentelor vegetale. Acum ești vulnerabilă din cauza unui dezechilibru al energiei din organism. Dacă ești apatică, somnoroasă și predispusă la lenevie, acesta este un semn al degradării energiei. Cu toate acestea, poate să apară o excitabilitate crescută, transformarea în irritabilitate, precum și o emoționalitate excesivă. Excesul de efort fizic și mental la sfârșitul săptămânii poate avea ca rezultat oboseală severă și poate provoca boli grave. Este necesar să acorzi atenție pielii. Pentru tine, efectul cel mai vindecător acum îl are o dietă echilibrată, precum și meditația în combinație cu terapia prin culoare și muzica frumoasă. Dacă ai trecut de cel de-al cincilea deceniu în viață, poți avea nevoie de consiliere medicală nu face economii la achiziționarea de medicamente. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Săgetător, în această săptămână te așteaptă un dialog responsabil, Poate că scopul principal al acestui dialog este de a determina dacă căsătoria este sau nu pe cursul cel bun. Oricare ar fi rezultatul acestei conversații, nu dispera. Angajează-te săptămâna aceasta pentru o tranziție lină și relaxată la un nou capitol din biografia ta. Fă acest lucru pentru a nu-ți pierde perspectiva. Un pic trist, dar viața continuă și îți va aduce mai mult decât o surpriză plăcută. Dacă din contra la tine totul va rămâne fără schimbări majore, ar trebui să acorzi atenție corpului tău. Prioritatea nu este o dihna zgomotoasă, ci un somn lung, o dietă potrivită, un exercițiu regulat. În plan profesional, toată săptămâna va trebui să trișezi și să te eschivezi pentru a obține rezultatul dorit. Situația se referă la un fel de plată, ai nevoie urgentă de o sumă de decentă de bani. Asta le avertizează, miercuri nu ar trebui să vizitezi băncile, este important să ții cont de acest lucru. Nu continua cu dorințele tale și lupta cu obiceiurile proaste. Acum este momentul potrivit. Să nu uiți asta, pentru așa numitele plăceri plătești cu sănătatea și aspectul. Prin urmare, jos cu țigările și trăiască lunga procedură de curățare a plămânilor și corpului aceasta te va scuti de bol și va forța toate organele să lucreze armonios. Trebuie să ai grijă de starea ta de sănătate, mai ales dacă tu crezi că este totul în ordine în acest domeniu. Începe un tratament medical profilactic sau măcar fă un examen medical complet. Păstrează-ți optimismul toată săptămâna, uită-te la viața într-un mod pozitiv și nu acorda atenție pesimiștilor și scepticilor. Nu intra în dispute și nu ceda provocărilor Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Capricorn Săptămâna aceasta îți poate aduce un succes. Poți să fii fericită care ocupă un scaun vacant. Vei dori să lucrezi într-un ritm foarte intens atâta timp cât majoritatea colegilor tăi se bucură de sărbătorile lor. În această săptămână vei înțelege în sfârșit cine este prietenul tău și cine este dușmanul tău. Volumul de muncă la slujba amenință sărăcioască relațiile cu rudele. Atâta timp cât îți poți petrece timpul liber în slujbă, în idila ta uimitoare, domnia în relația voastră maritală poate să fie pierdută. Partenerul tău de căsătorie preia frâiele în dorința să fie mulțumită de tine pentru a te putea relaxa pe deplin acasă. În mijlocul săptămânii poate apărea nemulțumirea față de tine însăți. Poate că motivul pentru aceasta va fi cifra de pe cântar sau imaginea din oglindă. Nu este recomandat să împrumuți bani să deschizi propria afacere sau să faci o actualizare la afacerea existentă. Ai grijă de casa ta și de cei dragi. Dacă este cazul, fără reparații sau pur și simplu cumpără câteva lucruri utile pentru casă. Dacă te-ai întors din vacanță sau dintr-o călătorie lungă, poți începe să realizezi un vis în această săptămână. Dacă activitatea ta este legată de creativitate, vei simți cu adevărat o nouă sursă de inspirație. Dacă ești obosită de ajutație, trebuie să fii singură în weekend, deși la sfârșit de săptămână te așteaptă o sărbătoare grandioasă în familie, pentru care dorești să cheltui mult efort, bani și timp. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Vărsător! În această săptămână este recomandat să-ți aduni puterele într-un pumn și să le direcționezi toate spre un nou orizont profesional. Acest sfat nu este relevant pentru cele care sunt în vacanță sau la pensie. Trebuie să te gândești cum să-ți îmbunătățești viața de familie, cum să creezi confort la domiciliu și ce ar trebui să faci pentru a-ți ajuta corpul. Altfel, săptămâna va trece fără probleme, fără victorii, dar și fără înfrângeri. Și nu este rău. Micșorează-ți ambițiile, fii atentă în transportul în comun și concentrează-te pe grămadă de treabă din domeniul casnic. În această săptămână poți decide să pierzi în mod radical. Desigur, centimetre din tale și de subărbie nu vei asculta sfatul prietenilor care au experimentat deja tot farmecul unei diete prin înfometare. Această măsură tu o consideri nepotrivită pentru un rezultat bun. Pentru tine, gustul pentru viață și alimente dulci este mai tentant. În schimb, vrei comunicare, comunicare și comunicare din nou. Călătorii, noi cunoștințe, toate acestea îți vor permite să rezolvi cu succes problemele de bani. Vrei să ți se confirme că poți anticipa acțiunile altora, în plus, ești vizitată de o mulțime de idei care ție ți se pare interesante. Ai grijă la drumul lung, nu sunt excluse incidente neplăcute pe șosea. Nu te implica în aventuri dubioase, altfel s-ar putea să ajungi în conflict cu reprezentanții legii. Dacă ai dat după deget o jumătate de viac, vei dori să petreci weekendul următor pe canapea, deoarece corpul tău e puizat de patinajul prin nu va mai putea face mai mult. Nu uita să demonstrezi altruismul tău. Orice ajutor fezabil este binevenit pentru cei care sunt bolnavi și slabi. Ai posibilitatea să ai grijă de un vecin sau să ajuți cumva un animal bolnav, dar nu te limita la sfaturi și indicații. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Pești. Chestiunile legate de bani nu se vor îndepărta de tine. Vrei să ai un venit suplimentar sau vrei să adaugi ceva la salariu? Sunt posibile venituri financiare de la alte persoane. În zilele următoare, norocul poate să-ți fi zâmbit în chestiunile legate de cumpărare și vânzare sau schimbul de locuințe. Dacă intenționezi să cumperi imobiliare în această săptămână, nu amâna cumpărarea. Această săptămână riscă să fie destul de monotonă, cu excepția cazurilor obligatorii. Nu încerca să repar singură un aparat de uz casnic fără abilitățile corespunzătoare. Persoana pe care ai considerat-o a fi cea mai dragă până acum va începe brusc să te enerveze. Se întâmplă. Nu te grăbi să vă despărțiți, relaxează de mai bine separat pentru câteva săptămâni. Aspectele construite de planetă vorbesc despre posibilitatea unei cunoștințe interesante. Impresiile strălucite sunt așteptate vineri și sâmbătă. Acorda atenția corespunzătoare a acestui dar de la soartă. Viața ta în zilele următoare se va schimba în mod evident în bine. Veniturile tale vor crește și toate pentru că ai avut întâlnirea pentru o poziție foarte promițătoare. În același timp, evenimentele pline de bucurie vor apărea în viața personală. Poți să afle că ești o persoană care a fost iubită secret. Vrei să-ți arunți sentimentele și iubitul tău vrea să te cunoască mai bine. Deci începe primul capitol al relației, este desenată să existe mai mulți ani. În weekend poate apărea un conflict de familie din cauza căruia dorești să-ți ajustezi planurile de vacanță. Ai grijă la consumul de băuturi alcoolice. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot? Te aștept!